dublu sau nimic în deșteptarea. Vă spunem din nou bună dimineața. Am strâns 1600 de euro pentru astăzi. Sper să dăm banii la Timișoara, de exemplu. Horia e cu noi, bună dimineața. Bună dimineața. Votez cu Luca? Da. Hai, mulțumesc. Horia, ce faci? Ei, nu prea bine, sunt sunt invalid, pensionar, dar în general ok. Mă descurc. Atunci sper din tot sufletul să fie întrebările pe calapodul tău și să câștigi în dimineața asta. O să sperăm. Bine, Horia. Hai că poți, hai că e ușor. Ai vreun mai pe cineva cu tine? Am pe prietena mea aici lângă mine. Excelent. Excelent. Cu cât mai mulți, cu atât mai multe șanse. Ne bucurăm că ai și ajutoare în această dimineață. Ai 6 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Știi regulile jocului, bănuiesc că ai ascultat și te-ai mai distrat cu dublu sau nimic. Da, pornește radio pe Europa FM la 7. A, bravo, e perfect. Bravo. E perfect. Auzi, Horia, dar de obicei când asculți concursul la care tu participi acum, răspunzi și tu corect cu cei care ne răspund sau... Păi de aceea m-am înscris, că am nimerit de multe ori, nu? Răspunsuri. Uh-huh. Bine, hai să vedem. Nu. Hai să vedem dacă ai picat pe subiect, cum se spune. Astăzi începem de la 200 de euro. Mult succes! Mulțumesc! Baftă! 200 de euro. Întrebarea pentru 200 de euro e foarte simplă în dimineața asta. Horia, din actualitate... Spune-ne, cine a fost cancelarul Germaniei în ultimii 16 ani? Angela Merkel. Văzut cum a răspuns. Angela Merkel, pe bune, asta e întrebare? Ghiciu Percăci. Angela Bitte Herr Horia. Dar președintele din Vanuatu, știi cine a fost? Că... Bine că nu te-a întrebat asta. 200 de euro au venit imediat, în 6 secunde, practic, de la noi pentru Horia în această dimineață. De aici încep greutățile, Horia, să știi. Decizii. Adică de aici încolo te poți consulta cu prietena ta. N-ai un timp anume în care să te gândești, dar puteți să vă consultați și să decideți dacă mergeți mai departe sau... Nu speriați, că nu sunt grele întrebările. Păi n-a zis nimeni că sperie. Bă, bune. Păi mai încercăm una. Hai. Mai încercăm una? Una, două. Hai. Una, două, trei maxim, că după aia se termină concursul. Bine, deci mergem la 400? Da. 400 de euro. Ce, asta e simplă, Horia? Ai nimerit bine astăzi. Doar să fii atent. Cum se numește băutura alcoolică servită rece, de origine spaniolă, făcută din vin, fructe, de obicei portocale și mere, zahăr și lichior sau vermut? Spaniolă. Nu știu asta acum. Roșie la culoare, are portocale în ea. Se vede pe la telenovele, se distrează. E tradițională. Da. În Spania ți-o oferă peste tot. Mai ales în sud. Sangria era răspunsul, Horia. Sangria. Nu știam, nu. De. Îmi pare rău. Și mie. Dacă mă opresc, ca băuturi nu-s chiar expert. Mulțumesc. Mulțumim. Cu drag te mai așteptăm. Multă sănătate, Horia, și sărbători cu bine. Mulțumesc la fel. A fost Horia alături de noi, Horia din Timișoara la dublu sau nimic. Din păcate ne-am oprit la a doua întrebare, dar poate că luni vom merge mult mai departe, așa cum se întâmplă de multe ori. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine luni în deșteptarea la Europa FM.